Bună seara și bine v-am găsit, dragi telespectatori, și în această seară de joi, băieții de la Patra Putere, băieții buni, așa cum ați obișnuit la ora 19, bătute pe muchi alături de dumneavoastră și în această seară, și am decis să spunem burtierei în această minunată, mirobolantă seară, slujba de pomenire politică, pentru că, dacă stăm și ne gândim bine, începe o nouă campanie electorală, o să avem parte de fel de fel de cădelnițări din astea de programe electorale, o să vină popa care de 16 ani cu tămâia să ne tămâie din nou cu promisiuni demagogice, în care noi o să ne facem că o să credem, mai spunem câteva cuvinte de anafură, câteva dorințe din acestea, cum spune tot românul, în momentul în care e înșelat în baza unor promisiuni și după aceea lumea își vede mai departe bine, liniștit, frumos și încă 4 ani de zile. Sperăm că acest ciclu matusalemic, ca să spun așa, nu se va repeta în perioada următoare. Și avem un invitat important în această seară, care va vorbi cu maximă seriozitate, cu pragmatism, zic eu, și cu aplicație, să sperăm, în această seară, vis-a-vis de tot ce înseamnă campaniile electorale, slujbele de pomenire politică și alte cădelnițări din astea cu promisiuni tămâioase care ajung pe la nasul electoratului și care ulterior ajung să ne înțepe, să ne înțepe inclusiv creierii, datorită faptului că aceste promisiuni demagogice nu se vor pune niciodată în aplicare. Prin urmare, trebuie să exorcizăm acest rău din politică. Invitatul nostru și al dumneavoastră în această seară, Gabi Mișcodan, bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Probabil deja am început să mă pierd datorită seriozității dumneavoastră și modului atât de marțial de a aborda situația din această seară, că încât v-am confundat un pic, v-am încurcat un pic numere, în loc de Alina a spus Gabi, să fie un semn prevestitor, un semn rău, un semn bun. Nu știu, eu sper să fie o mare personalitate sau cel puțin să vă fi gândit la o mare personalitate atunci când mi-ați greșit. Da, mă gândeam la Gabriel Dorobanțu. E o personalitate totuși. Da, într-adevăr, burtiera din această seară este destul de serioasă. Exact cum a spus și dumneavoastră, se apropie o campanie electorală atât la nivelul... E mai degrabă evlavioasă, pentru că m-am îmbrăcat și adecvat în această seară. Mai lipsea o chestie din asta la gât așa și era exact acum complet, mă rog. Dumneavoastră, domnul Leo, oricum vă stă foarte bine în fiecare seară. Telespectatorii s-au obișnuit cu dumneavoastră, s-au obișnuit cu simțul. Eu sunt prea fericit de la Tele3, dar prea fericit împreună cu domnul Nicu, suntem prea fericiții televiziunii, pentru că putem să spunem în continuare adevărul și numai adevărul. Este un post destul de serios, este foarte urmărit. Din ne urmărește poliția, să știți, foarte des. Nu, mă refer în rândul telespectatorilor. Telespectatorii cred că s-au obișnuit deja că pot intra în direct cu noi în fiecare emisiune, în fiecare seară, lucru care nu se întâmplă la celelalte televiziuni. Asta e și scopul din motive pe care numai dumnealor le cunosc și le știu. Dar referitor la politică, pentru că asta discutăm noi seară de seară. Îi pomenim serios. Facem un pomelnic întreg să... Ne dăm cu părerea, judecăm și prin toate aceste lucruri. Noi nu judecăm, nu punem etichete, doar expunem anumite fapte pe care telespectatorii noștri ulterior le vor discerne dacă e adevăr sau demagogie. Sigur că da. Și rolul nostru până la urmă este să influențăm în bine politica locală. Pentru că politica națională este undeva mai sus. Reușiți, domnul Mișcodan, este făcută de către, de către alți oameni. Domnul Filip, la nivelul la care suntem noi, reușim exact atât cât putem. Ați văzut, Partidul Mișcarea Populară și la nivel național, prin președintele Traian Băsescu, încearcă să schimbe anumite lucruri, să îndrepte anumite erori pe care s-au constatat de-a lungul anilor că trebuiesc îndreptate. Noi, la fel, în localitățile de unde provenim, din localitățile din care facem parte, încercăm ca toate promisiunile făcute în campaniile electorale să fie duse la îndeplinire, pentru că le atragem atenția de fiecare dată. Eu cel puțin am spus în fiecare seară și repet încă o dată, mi-am asumat un rol și o poziție foarte simplă și foarte clară, aceea de a supraveghea dacă promisiunile făcute în campania electorală sunt duse la îndeplinire. Pentru că, v-am spus, am trecut prin multe campanii electorale, am văzut foarte multe campanii electorale și eu personal și foarte mulți oameni pe care cunosc s-au săturat ca aceste promisiuni de campanie să se transforme în minciuni. Și atunci, ori de câte ori am ocazia, vă spun foarte sincer, îi sancționez pe cei care nu pun în aplicare ceea ce au promis. Pentru că cetățenii municipiului, cetățenii unei comune unde s-au făcut anumite promisiuni au de suferit. Deci până la urmă tot oamenii simpli, oamenii care ajung în funcție se bucură de anumite privilegii, privilegiile funcției, se bucură de anumite salarii și duc un trai mai liniștit. Dar oamenii care duc greu
sunt cei mai nefericiți și sunt cei mai des păcăliți în fiecare campanie. Dar de ce se lasă de fiecare dată, observăm același ciclu de demagogii, același ciclu de campanie electorală, dar în schimb oamenii aceia care votează sistematic aceleași programe, care ulterior se transformă în simple manipulări, se duc în continuare către aceeași direcție. Vorbim de un sindrom Stockholm, conform căruia victima se îndrăgostește de călău, vorbim de naivitate, vorbim de lipsă de conștiință civică, vorbim de indiferență până la urmă, că e vorba și de asta. De ce se îndreaptă și se încolonează în aceeași direcție, cu toate că în fiecare ciclu electoral, mă refer 2004, 2008, 2012, 2016, promisiunile acelea s-au dovedit a fi total lipsite de orice fundament real. Da, nu cred că putem să vorbim despre o victimă care se îndrăgostește de călău, deși așa pare. Așa se duc de fiecare dată. Oamenii, în general, nu dau un vot rațional, dau un vot emoțional și pe baza unei emoții create, pe baza unei simpatii, eu știu, la nivel național sau la nivel local de unde provine fiecare, au tendința de a vota. Adică nu pun în balanță pregătirea profesională a unui om, ceea ce a realizat acel om sau ceea ce poate realiza prin ceea ce le promite. Și atunci oamenii dau un vot, eu știu, poate unei persoane care îi vorbește mai frumos, poate unei persoane care îi se adresează într-un anumit fel, poate unei persoane care îi mai și oferă ceva, dar toate acele lucruri care se oferă și toate acele vorbe sunt doar pentru momentul respectiv. Pentru ceea ce urmează ulterior, după ce trec alegerile, acele vorbe nu mai au, acele vorbe nu mai sunt valabile. De acord cu dumneavoastră, dar în momentul în care li se prezintă platforme, programele astea electorale și vede fiecare dată că sunt mințiți și știu că același om, aceeași echipă, aceeași structură, aceeași configurație politică a venit și le-a bătut la poartă la alegerile parlamentare, la alegerile locale, la alegerile europarlamentare și de fiecare dată li s-a dovedit că tot ceea ce li s-a spus a fost o mare gogoașe. Continuă să servească gogoși din astea electorale, eu din experiența, eu din experiența pe care o am, nu foarte lungă ce-i drept, dar din experiența pe care am acumulat-o până acum, am observat că oamenii de pe plan local, oamenii noștri de aici din Gorj, chiar dacă au loc alegeri locale, au tendința să asocieze promisiunile făcute de acea formațiune politică la nivel național. Adică oamenii urmăresc ceea ce se întâmplă la nivel național, nu fac diferența de politica făcută de partidul respectiv în localitatea lor. Și atunci se raportează la nivel național, promisiunile făcute la nivel național, exact cum am fost surprins și în aceste alegeri cu promisiunile foarte mari făcute de către Partidul Social Democrat. Iar oamenii în plan local greșesc făcând acest lucru, pentru că dacă ei ar judeca, s-ar raporta strict la localitatea sau la județul din care fac parte, le-ar fi mult mai ușor să facă diferența. Adică, cum ar fi la noi în Gorj, ar putea foarte ușor să discearnă ce a făcut PSD-ul, ce a făcut PNL-ul în toți acești 20 și ceva de ani, și la nivel național, dar și în localitate. Chiar dacă promisiunile sunt bune la nivel național cu care partidul vine, dar totuși, dacă te uiți la ceea ce s-a realizat sau ceea ce s-a promis la noi în județul Gorj, în municipiul Târgu Jiu, în municipiul Motru și multe alte comune, nu mai poți să fii de acord sau să crezi în aceste persoane. Sunteți un cunoscător al fenomenului politic, mă refer la nivelul județului Gorj. Vreau să-mi dați și mie pe o scară ierarhică de valori, de la 1 la 10, o notă, vă rog, pentru Florin Cârciumaru. Mi-e foarte greu să-i dau o notă, domnului Cârciumaru. Nu, deci mi-e foarte greu, având în vedere faptul că nu sunt locuitor al municipiului Târgu Jiu. Nu, o notă, nu vreau explicații, o notă, nu vreau explicații. O notă de la 1 la 10, fără explicații. Având în vedere că... Fără explicații, domnul Mișcodan, o notă de la 1 la 10. Toată lumea știe cine e Florin Cârciumaru. Toată lumea știe cine este Florin Cârciumaru. Nota dumneavoastră. 6. 6. Victor Ponta. Victor Ponta, având în vedere că am fost păcălit odată de către dumnealui, nu îi dau nicio notă. Mi-e foarte greu să-i dau o notă. Nu că i-aș da o notă bună sau nu mă încadrez, dar n-ai ce notă să-i dai acestui om care a deținut funcția de premier. Îi dați unul de un oficiu? Nici măcar unul din oficiu, că nu există acel oficiu. N-ai pentru ce să-i dai. Un profesor exigent. Ion Călinoiu. Ion Călinoiu, la fel, un dezastru. Nota, vă rog, de la 1 la 10. Da, la fel ca Victor Ponta. Nu? Sunt doi oameni care n-au făcut nimic pentru județul Gorj. Haideți că domnul Cârciumaru s-a mai mișcat pe plan local, dar unul care a reprezentat județul în Parlament, iar celălalt care a condus județul aici pe plan local, n-ai ce note să le dai acestor oameni. Plus că și-au arătat valoarea fiecare pentru... și cu partid și fără partid. O notă, haideți să trecem în altă o gradă politică, o notă pentru Gigel Jianu, primarul orașului Motru.
Domnul Gigel Jeanu nu-l poți cataloga în momentul de față. Nu are decât aproximativ suficient, are aproape un an de zile. Nu, așa, eu am spus-o și nu vreau să fiu înțeles greșit. Domnului Gigel Jeanu am foarte mult timp de acum încolo să pot să-i dau notă. Da, și noi vă rugăm redacția de la Tele3, eu... în baza la mandatul de sușor până acum, să-i dați o notă de la 1 la 10. N-ai ce notă să-i dai, pentru că n-ai ce să judeci. Domnul Gigel Jeanu, până în momentul de față, nu a făcut lucruri notabile, lucruri care pot fi... Ca personaj politic atunci, dați-i o notă. Ca personaj politic nici atât, pentru că chiar dumnealui spunea că până a candidat la aceste alegeri nu a făcut politică și nu... Ca personaj politic încă nu a apucat să se manifeste dumnealui. Nu, deci nu-i dați notă nici ca primar. Nici ca personaj politic. Domnul Filip, nu poți să-i dai unui om notă după un an de zile. Domnul Gigel Jeanu a venit cu un program de viitor, a venit cu un program de campanie, mai are încă foarte mult timp la dispoziție să-și realizeze promisiunile de acolo. Eu chiar asta am spus, n-am nicio răutate personală cu dumnealui, n-am absolut nimic. Eu îmi doresc ca promisiunile făcute de către dumnealui pentru că a câștigat să devină realitate. Și mai spun încă o dată, să nu se raporteze la trecut, la ceea ce a fost, pentru că dumnealui când s-a prezentat în campanie a venit cu un program de viitor pentru următorii 4 ani, deci asta va fi de acum încolo, că observ că dumnealui are tendința și după un an de zile să se mai lege de lucruri din trecut, ceea ce nu este corect. Mie mi place și îmi vine când vă văd cu ce frumos, așa elegant, diplomatic vorbiți și îmi vine o idee foarte perseverentă în capul momentul de față. Vorbele meșteșugite ascund în spate idei de ochiate. Din partea mea nu, deci... Nu? Nu. Nu, pentru că chiar nu vorbesc cu răutate despre acești oameni. Și este foarte greu. Numai puțin. Este foarte greu să vorbești despre o persoană, chiar și despre Florin Cârciumaru când a spus asta, chiar și despre Ion Călinoiu, chiar și despre Victor Ponta. Da. Îi poți cataloga, îi poți analiza din afară, dar din momentul în care nu ai deținut niciodată această funcție sau n-ai trecut pe acolo pe unde au trecut, e foarte greu. În momentul în care ajungi acolo, da, poți să spui mult mai multe, poți să vorbești mult mai multe despre ceea ce puteau să facă, despre ceea ce trebuia să facă sau ceea ce era bine. Așa este foarte greu. Vedeți, ei sunt la un nivel superior, electoratul le acordă credit în continuare. Pe Călinoiu, din câte am văzut, nu prea acordat credit. Nu, domnul Călinoiu și-a dat seama ce înseamnă partidul și ce reprezintă dumnealui fără partid. Sigur că da. Pentru că să știți că sunt foarte multe astfel de persoane care au deținut funcții sau care au avut anumite mandate de parlamentari, de funcții prin Gorj, pe la diverse instituții și au crezut că sunt mari și tari. Buricul cu pământului. Da, iar în momentul în care n-au mai făcut parte din acea formațiune politică care i-a susținut și care i-a promovat în aceste funcții, s-a văzut foarte clar partidul că nu reprezintă toate, nimic. De asta vă și spun. Pentru că discutăm de alegeri locale, de asta vă și spun, vedeți că oamenii, chiar dacă votează aici pe plan local, au tendința să dea și un vot politic pentru formațiunea din care candidatul face parte. Datorită promisiunilor naționale care se fac. Da, pe mine nu mă interesează o explicație electorală vorbit de comportamentul pe care îl adoptă alegătorul la un moment sau altul. Pe mine mă interesează să-mi evaluați anumite personaje politice. Dați-mi, vă rog, o notă pentru Marcel Romanescu. Pentru Marcel Romanescu... Ce pot să spun? Numai dacă mă raportez la mandatul dumnealui din trecut de parlamentar sau la postul de subprefect, mă rog, ce a mai deținut dumnealui, pentru că dacă este... Domnul Mișcodan, lăsați explicațiile. Nu poți să dai... Domnul Filip, ascultați-mă. Noi nu facem derogări aici. Nu, dar și dacă faci parte, spre exemplu, într-un consiliu local, dar în momentul în care dai un vot, că aprobi sau că respingi proiectul respectiv, trebuie să argumentezi, noi, nu poți să puțin, noi spui nu facem, numai nu sau numai nu, da, ca așa vrei nu tu. Nu facem deliberări, nu facem jurizări în momentul de față aici. Nu premedităm anumite acte pe care le supunem dezbaterii publice. Doar o simplă notă. Marcel Romanescu. Deci domnul Marcel Romanescu pare de bună o credință, notă, dar Marcel e Romanescu. Slab din punct de vedere politic. Spuneți nota. 7. 7. Bine. Și președintele Mișcării Populare Nicolae Davițoiu? Domnul președinte Davițoiu este... Nu, ascultați-mă. Ia. Chiar vreau să fac o paranteză. Îi faceți o paranteză nu, lui domnul Davițoiu? Nu, domnul Davițoiu. Vreau să fac o paranteză subiectului în sine. Deci vreau să spun tuturor tinerilor care vor să intre în politică sau tuturor oamenilor care nu au făcut politică
și vor să înceapă să facă politică, Partidul Mișcarea Populară este un loc ideal, unde poți învăța politică și unde ce acolo, e zona de camping, de jogging, de... Ce se face acolo? Ați văzut exact cum a spus și președintele Băsescu? Domnule, îmi pun la dispoziție toată experiența mea partidului și celor care vor să învețe de la mine. E, să știți că același lucru este și aici la Gorj. Pentru că domnul Dracu... Convingeți-vă pe mine, eu sunt Gheorghe, merg pe stradă să vin eu la PMP și eu nu știu cine ești. Zi-mă ce vrei. Pe dumneavoastră vă conving foarte repede. Ascult, altfel, nu în cadrul emisiunii. Nu contează, suntem în emisiune pe stradă. Lăsați-mă să închei subiectul. Eu sunt Gheorghe. Vreau să vă spun în felul următor. Șeful tu arăți bine și bine îmbrăcat. Domnul Davițoiu... De ce să-i țin eu la pe? Nu mă interesează de domnul Davițoiu. Nu, ascultați-mă. Este cel mai experimentat lider politic. Domnul Davițoiu cunoaște economie, cunoaște... Păi și pentru ce cunoaște domnul Davițoiu trebuie să vină PMP? Nu, ascultați-mă ce vă spun. De asta vă spun. Eu nu vreau să vin pentru ce... Nu, stați puțin, domnul Mișcuna. Experiența dumnealui, pe noi, pe mine cel puțin și pe alți oameni din cadrul partidului ne ajută enorm de mult. De asta mă și adresez oamenii și le spun celor care vor să intre în politică, este un partid ideal unde pot învăța și de unde se pot lansa. Încă. Deci cum să convingeți un electorat? Pe dumneavoastră vă conving după emisiune la o bere? Nu există așa ceva la noi. Nu există așa ceva la noi. Deci dacă nu reușiți să mă convingeți pe mine, mă îndoiesc că veți putea convinge mai mulți oamenii pe care îi veți întâlni pe stradă. Deci de-aia spun, mi-a spus de domnul Davițoiu, dar am zis pentru cine mai faceți lobby? Pe mine mă interesează să face, nu știu, pistă de biciclete de la Turcinești la Turceni. Ăștia sunt povești. De ce să fie? Dacă eu asta vreau. Nu stați la Turcinești, în primul rând. Raportați-vă la... Vreau că mă duc la pește la Sâmbotim. E simplu, vreau să mă duc cu bicicleta, nu vreau să mă duc cu mașină. Sau la dumneavoastră aici, în Târgu Jiu, aveți destui care vă promit. Aveți pe Marcel Romanescu, aveți pe Aurel Popescu, aveți... Aurel Popescu, te rog frumos, e simpatia mea. Se anunță, deci Aurel Popescu e simpatia noastră aici la Tele3, cel mai iubit candidat al poporului târgujean. Aveți destui cei care și-au anunțat candidaturile și vă pot promite astfel de chestii. Nu, eu vă spun, dacă analizați scena politică din afară sau pe nu analizez, nu mă interesează. Noi suntem Partidul Mișcarea Populară, da? Păi și ce mișcați? Nu, ascultați-mă. Vă spun că mișcăm destul de multe. Deci, adică, dacă analizați scena politică și ne puneți în balanță. Nu, eu nu analizez, nu mă interesează. Eu cu Partidul Social Democrat, cu Partidul Național Liberal. Măi, spui cel unul, băi, șeful, dă-mi și tu o bere și doi mici, ai acolo la partid, n-ai. În primul rând că legea nu mai permite astfel de... Păi de asta suntem în campanie electorală, de minui politice. Păi dar nu mai suntem în campanie electorală. Te duci la partid și spui, da, domne, facem o masă, e ziua lui, nu știu, lui Gheorghe, lui Vasile, hai să facem niște mici și niște bere. Eu vreau să facem în cadrul partidului oricând, sigur că da. Deveniți membru, serate dansante, ce... semnați dumneavoastră adeziunea și vă promit că organizăm o masă și vă aducem și lăutari. Nu, sunteți neserios. Dar... Nu. Mă mințiți, mă cesc deci, cu vorba. Ascultați-mă. Aveți impresia că sunteți la Amsterdam. Nu, e un subiect important și credeți-mă că telespectatorii... E un subiect important, dar eu nu mă simt atras în momentul în care, în lobby-ul care l-ați făcut și promovarea care l-ați făcut-o, sincer. Nu, ascultați-mă. Nu știu ce... Ascultați-mă. Ia, vă ascult. Noi suntem altceva, da? Suntem Partidul Mișcarea Populară. Dacă analizați scena politică din ultimii 20 și ceva de ani, de când o analizează toată lumea de după Revoluție, partidele astea au condus. Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, ele s-au rotit, ele s-au sucit, ele au făcut alianțe și s-au înțeles ori de câte ori au avut interese politice, da? Bun. Exact cum am spus și mai devreme. După retragerea, după plecarea domnului Traian Băsescu de la Cotroceni, exact cum a spus și dumnealui, domne, am acumulat o experiență destul de mare prin toate funcțiile politice pe care le-am deținut. De la parlamentar până la președinte. Deci tot ceea ce se putea face, da? Am datoria morală, datoria politică față de această țară care mi-a oferit toate aceste mandate, da? Și m-a pus în toate funcțiile de conducere. Am datoria morală să nu mă retrag din politică și să îndrept ceea ce este de îndreptat, toate erorile politice. Pentru că, vedeți... Cine a spus asta? Herodot? Nu, asta a spus-o Traian Băsescu. Herodot. Nu, deci din punctul meu de vedere, și dacă urmăriți activitatea, dacă urmăriți activitatea domnului Traian Băsescu din ultimul timp. Nu vreau să urmăresc activitatea. Eu vă spun că ceea ce spune domnul Traian Băsescu în momentul de față este perfect adevărat. Iar în momentul în care se luptă să schimbe și să facă din acest stat lucrurile exact așa cum ar trebui, are dreptate. Deci să trăiască, să înflorească. Alo, bună seara. Alo! Bună seara! Vă rog! Bună seara! Bună seara, am zis, m-auziți? Da, vă auzim! Bună seara! Tot respectul domnul Mișcotan, mă gândeam că sunteți un tânăr foarte bine pregătit politic, dar îmi dau seama că sunteți tot cu sufletul acolo unde vă partid. Să mă iertați, dar eu n-am nimic cu domnul de
federaliști, a fost și democrație la putere. Democrație era lui domnul Băsescu. Haideți să fim puțin realiști, sau dacă se poate să fim puțin mai subiectivi. Lăsăm obiectivitatea la o parte. Dumneavoastră, ca tânăr, trebuie să creșteți obiectiv. Spuneți-mi și mie, știți ceva de platforma partidului dumneavoastră? Cu ce se grea vorba lui domnul Filip? În afară de președintele partidului, care are niște locale foarte bune, are niște, niște chestii bune. Ce a făcut acest partid? Păi, a avut-o pe Elena Udrea, da, vă spun eu ceva. Nu mai o să... Da. În primul... Acum, aș vrea să vă mai spun ceva. Nu vă supărați, partidul dumneavoastră nu și-a pregătit niște cadre care se concureză la alegerile din... Nu... Vă contrazic acum. Ei fac încălzirea în culise, sunt acolo, dumneavoastră nu-i vedeți, dar îi bagă acolo așa pe turnantă să vedeți cum vin. Bagă la rupere. Da, am înțeles, domnul Filip, îmi cer scuze, n-am știut treaba asta, din culise nu știam nimic. Rămâne de văzut, vă dați seama. Foarte mare. Competiția electorală e deschisă tuturor candidaților. Nu ați dat domnul și cu Dero pe el, ce dracu, are... S-a dus sub prefect la București. Ia auziți. De ce nu l-ați apretat un pic? Nu, ascult să văd ceea ce spune. Un punct de vedere, vă rog. Nu, asta este chestiunea. Hai! Asta este chestiunea. Hai! Bun, ați vrut să-mi ziceți ceva, ziceți-mi, dați-mi peste bot. Nu, vreau să vă spun, nu. Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră, în anumite puncte aveți dreptate. În momentul în care catalogați formațiunile politice și spuneți, da, PSD, PNL, PD, PDL și care au mai fost, într-adevăr, așa este. Toate aceste formațiuni au condus, fiecare mai bine sau mai rău în această țară. Corect. Dar Partidul Mișcarea Populară este totuși o formațiune nouă. Și eu vă spun, chiar dacă dumneavoastră aveți propriile dumneavoastră păreri, atât la nivel național, cât și la nivel local aici, pentru că văd că cunoașteți foarte bine oamenii din toate formațiunile politice. Dar totuși, Partidul Mișcarea Populară este o formațiune nouă, este o formațiune tânără și eu vă spun că față de celelalte partide este cel mai reformat partid. Chiar dacă dumneavoastră nu credeți sau nu vi se par lucrurile chiar așa. Și referitor la anumite personalități care au fost la noi, care mai sunt la noi și așa mai departe, să știți că este foarte greu să scoți la înaintare sau să scoți într-o bătălie politică oameni noi sau oameni tineri. Este foarte greu. Ce rugăminte am? Scoateți pe site-ul partidului, dacă aveți așa ceva, platforma program sau program de ce aveți dumneavoastră de coordonare. Că nu știe nimeni ce faceți. Să știți că este și chiar o să încercăm să o promovăm mult mai mult ca să ajungă la cunoștințele tuturor telespectatorilor, tuturor oamenilor. Pentru că așa este, este normal ceea ce spuneți. Bine, vă mulțumesc și îmi cer scuze. Și noi vă mulțumim, nicio problemă. Mulțumim pentru intervenția noastră telefonică, într-adevăr. Nu știu dacă l-ați convins sau nu pe telespectator să nu, deci Partidul Mișcarea Populară are atât un program la, pentru nivel național, ca și formațiune politică la nivel național, cât și pe plan local. Referitor la ceea ce se întâmplă cu candidaturile și cu alegerile, Partidul Mișcarea Populară va avea candidați și la Târgu Jiu, va avea candidați și la Drăguței și peste tot pe unde vor fi alegeri. Faptul că nu s-au nominalizat acești candidați face parte și dintr-o strategie politică, pentru că este foarte greu să-ți nominalizezi candidații când ești într-o bătălie cu marile formațiuni, pentru că știm foarte bine cu ce se ocupă și ceea ce fac candidații care provin din partidele mari și care încă au putere de decizie la nivelul județului Gorj. Și în momentul în care se va lua decizia ca acești candidați să fie făcuți publici, vor fi făcuți publici, iar cred că această onoare va reveni președintelui partidului, domnului David Soiu. Cine va avea ultimul cuvânt de spus în desemnarea candidaților pe care îi veți nominaliza la o dată ulterioară, ca să spun așa? Consiliul Executiv Județean. Deci toți candidații se stabilesc în ședințele Consiliului Executiv Județean. Îl vom vedea pe Salvador Caragea, candidatul Partidului Mișcare Populară la primăria Târgu Jiu? Am văzut aceste speculații în presă, dar nu pot nici să le aprob, nici să le dezaprob, pentru că nu, în momentul de față nu știu. Din căști mi se șoptește suav publicitate. Și după aceea revenim. Bună seara, colegii! Ne auziți?
Da? Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură service și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bază a satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm polish profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Nu mai alerga de la un magazin la altul.
găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Copașapcă, numărul 1, telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. A revenit, dragi televizatori, la dezbaterea noastră din această seară, la slujba de pomenire politică, împreună cu invitatul nostru, Alin Mișcodan, care pomenea așa, din toți rărunchii, cum spune românul, cu tot patosul posibil și cu toată mentalitatea disponibilă, tot ceea ce înseamnă resursele ghiavolești ale politicii care ne-au condus până în prezent. Vă simțiți ca un exorcizator în momentul de față, domnul Mișcodan? Ca așa o figură, o alură de asta importantă, așa de preot politic aveți? De... Este foarte greu să schimb sau să redresez clasa politică. Nu poți. În primul rând, cei care votează trebuie să înțeleagă că atâta timp cât nu avem legi de așa natură care nu ne ajută să reformăm și să-i schimbăm pe acești oameni care au făcut rău țării și care conduc de atâta vreme, trebuie să înțeleagă că singura modalitate de a reforma clasa politică și de a-i schimba pe acești oameni este la vot. Atunci când votează, oamenii trebuie să se gândească foarte bine, să analizeze ce votează, pentru că... Ni s-a alăturat primarul din Stejar, Robert Păiuș, și dezbivatele noastre. Bună seara, domnul Păiuș, bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit și, colegi, mai bine spus, bine vă reaud din nou. Vreau să salut și eu pe această cale pe invitatul noastră și pe dragii dumneavoastră telespectatori. Da, bine ați venit la slujba noastră de pomenire politică. bine puncta Leo, ca de fiecare dată. Da, eram atent acolo la emisiune și îmi place de colegul nostru de partid. Adică ce se stați așa să definim ce înseamnă termenul? Printre puținii oameni pe care îi văd așa îndoctrinat cu adevărat. Adică e de rău sau de bine asta? De bine la televizor. Înțelegi? Realitatea asta cu totul altă. Altfel și e alta cu totul. Într-adevăr, fac parte din Partidul Mișcarea Populară. Nu m-am dezis și nu o să mă dezic deocamdată de el. Deocamdată, pentru că în momentul de față nici celelalte partide nu au ceva mai mult decât PMP-ul. Deci vă referiți la resursele politice. Se vehicula, cred că de 2-3 zile în coase tot vehiculează. Ba de Caragia, ba de cel de la Artego, domnul David, dacă nu mă înșel. Nu, Caragia e cel mai valid, ca să spun așa, din punct de vedere al legitimității. Din punctul meu de vedere ar fi singurul care chiar am putea să-l promovăm și ar merita. De domnul Caragea mai puțin, mă abțin. Domnul Caragea e un fel de, dacă ați văzut filmul cu Radu Catani. Da. Era unul Titoino acolo și prin poliție care cam manevra niște lucruri. Domnul Mișcodan, un punct de vedere vis-a-vis de ce spune colegul nostru Robert Păiș, primarul. Da, domnul primar, într-adevăr, dar domnul primar ar trebui să vadă lucrurile la o scară mai mare, pentru că Târgu Jiu este o reședință de județ foarte mare și este foarte greu să impui un candidat de la orice formațiune politică să candideze la aceste alegeri. Deci, în opinia mea, ca și formațiune politică, ne trebuie cel puțin 2-3 nume ca să poți din care poți scoate un candidat. Pentru că este foarte greu, riști oricând să rămâi pentru candidat, pentru că presiunea celorlalte formațiuni politice este foarte mare. În momentul în care faci cunoscut un nume public, ceilalți cu siguranță vor sări pe el. Și așa că îți trebuie 2-3 nume de rezervă, în primul rând pentru a face jocul politic. Hai să fim serios, nu cred eu că dacă PMP-ul l-a vehiculat pe domnul Liviu Andrei, PSD-ul a sărit pe... Dacă PMP-ul a vehiculat pe Liviu Andrei în primul electorat, în primul tur, în 2016, toți au sărit sănilea pe Liviu Andrei. Știi foarte bine și am mai discutat-o și, de fapt, nu prea o discutăm de prin ședințele alea, că în ședințele alea ne întâlnim mai mult din alte puncte de vedere. Pentru alte lucruri, nu pentru a discuta cu adevărat politică. Nu cred că PSD-ul sau PNL-ul duce la ora actuală
nevoia de un candidat de la Duce. Noi ducem nevoia de a ne promova pe noi, ceea ce nu prea se face și ceea ce nu prea facem noi de un an de zile de când s-au terminat alegerile locale. M-am făcut câteva luni bune de la parlamentare și noi n-am prea văzut nicio mișcare. Și au trecut zile importante, zic eu, din viața întregii țări, adică întregii românii, ziua națională de 1 decembrie, de 24 ianuarie, în care PMP-ul nu se vede deloc. PMP-ul nu se vede doar la alegeri. Noi nu suntem un partid de alegeri. Noi, dacă vrem și să ne considerăm un partid mult mai bun decât celelalte, ar trebui să ieșim și noi la rampă. Nu să facem jocurile de culise ale altor partide. Dacă chiar cerem și spunem lucrurilor pe nume. Eu sunt unul care nu m-am ferit și nu mă feresc să spun lucrurilor pe nume. Până la urmă n-am avut nimic, nu am nimic de pierdut și nici de câștigat. Ăsta sunt, pe mine mă plac ăștia 3.000 de oameni de aici, deci indiferent că mă cheamă PMP, PSD, PNL și independent, eu voi câștiga. În continuare, pentru că aici, la mine, stau doar eu în picioare, nu stă în fața mea niciun partid. Acolo, la Târgu Jiu, trebuie într-adevăr să discutăm de un partid care să știe să joace jocul de brand. Noi nu suntem încă un brand ca să ferească cineva de noi. E greu ca să mă convingi pe mine că dacă noi mâine îl propunem pe Gheorghe din dealul Leului, de aici la mine din sat, gata, PSD-ul sare să-mi ia nu pe Gheorghe de partea lor. Deci dacă David, cu adevărat, domnul David vrea cu adevărat să vină la PMP, ca și candidat, rămâne la PMP ca și candidat. Iar PSD-ul, dacă vrea, îl avea de mult. Pe oricare dintre toți candidații, inclusiv și pe domnul Liviu Andrei, dacă vrea ca și candidat, îl avea. Inclusiv și pe, credeți-mă ce vă spun acum, cred că dacă s-ar face o propunere de o ofertă de nerefuzat și domnul, zic eu, în ghilimele de rigoare, și domnul David Zoiu ar putea fi candidatul PSD-ului și al partid. Mă așteptam cu adevărat să fie domnul David Zoiu un candidat și îmi demonstra că chiar nu își dorește cu adevărat o schimbare. Prin aducerea anumitor oameni să le rupe gleznele, demonstrăm că nouă, ca și președinte de partid, ca și coordonator, ca și șef, ne e frică tocmai de opoziție, de restul partidelor. Multe de aici încolo ar fi mai multe de zis, dar zic să nu vă acaparez întreaga emisiune. Nu, vă rog, un punct de vedere, domnul Mișcodan, ce a spus. Punctul meu de vedere este un punct de vedere să vă dea domnul Mișcodan, vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră. Domn primar, aveți tot respectul meu și eu respect opinia dumneavoastră. Este opinia dumneavoastră personală, reprezentați o comunitate destul de importantă acolo la dumneavoastră. Acum nu pot să fiu în totalitate de acord cu dumneavoastră și să vă împărtășesc toate ideile, pentru că Partidul Mișcarea Populară a fost prezent la toate manifestările publice. Asta mai ține și de noi, cei care reprezentăm partidul în anumite localități și pe plan local. Este și de datoria noastră să fim prezenți acolo și să facem partidul cunoscut, exact cum face și dumneavoastră acolo, cum facem și noi pe alte părți, fiecare acolo de unde provenim. Dar părerea mea este că trebuie să rămânem uniți, trebuie să ne facem treaba cât mai bine, pentru că eu vă spun că și politica națională a partidului are cine să o facă, și politica județeană aici la Gorj are cine să o facă. Nu prea mai are, și scuze-mă încă o dată, că pentru națională nu mai are cine să mai facă, pentru că locomotiva PMP-ului a plecat de mult. Nu se știe și nu ne putem pronunța în ce barcă, dar a plecat de mult. Noi, în momentul de față, eu cred că PMP-ul nu mai are o locomotivă la nivel național. Cel puțin județean, încă, hai să zicem că mai mizăm pe cartea lui domnul Nicu David Zoiu. Dar să vedem cât va mai rezista și domnul Nicu David Zoiu. Poftim? Să vedem cât va mai rezista și domnul Nicu David Zoiu în momentul de față. Atât cât știe să joace bine. Când nu mai știe să joace bine. Până la urmă, partidul PMP nu e un partid atât de mare și care să-l răvnească atât de mulți oameni sau atât de mulți oameni influenți, mă refer. În afară de domnul Liviu Andrei și de domnul Iordache de la Idai, nu l-a răvnit nimeni. Iordache e totuși un nume cu greutate, dar de aici până al surclasa, ca să spun așa, pe domnul David Zoiu, e cale destul de lungă. Păi, asta sunt foarte conștient, pentru că, până la urmă, e diferență între un om de afaceri și un om politic. Până la urmă, să nu uităm totuși că domnul David Zoiu e un om politic. Înainte de toate cele care toate afacerile pe care încă le conduce. Oricum, important este... Domnul Iordache
A fost o marionetă. Vă rog, atenție la limbaj. Așa. Pe de altă parte, e bine că Iordache s-a asociat cu Liviu Andrei. Păi știți foarte bine, cred că și colegul nostru de partid știe că domnul Liviu Andrei cu domnul Iordache vor să ia partidul. Domnul primar, eu vă spun că și dacă vă uitați și la celelalte formațiuni politice și la ceilalți președinți de partid, în afara faptului că au o funcție politică care îi promovează sau îi clasează undeva mai sus, eu vă spun că nu este niciunul mai bun sau mai experimentat decât domnul David Țoiu. Cu ce este mai bun Vâlceanul la PNL? Cu ce este mai bun Vâlceanul de la PNL în afară care funția de parlamentar? Nu cred că putem compara momentul de față pe domnul David Țoiu cu domnul Vâlceanu. Deci ca politician, ca modul de a lucra cu partidul și cu electoratul, e diferență de clasă. Hai să fim serioși. În afară de fapt, eu cred că dacă am trage o linie, domnul Vâlceanu a avut de ce să învețe de la domnul David Țoiu, pe când domnul David Țoiu nu. Perfect adevărat, Vâlceanu. Așa este. Deci nu putem să facem chiar comparația asta între domnul David Țoiu și domnul Vâlceanu. Până la urmă, Vâlceanu a fost ucenicul domnului David Țoiu pe perioada când erau la PDL. Domnul primar, eu v-am spus, eu respect opinia și părerea dumneavoastră, dar vedeți dumneavoastră în PSD sunt foarte mulți, care știu să joace cu politica, dumneavoastră o experiență. Într-adevăr, la noi în PNL, în PMP sunt foarte, foarte puțini care aveți gânduri cu PNL-ul? Sângele ăsta cert de care dumneavoastră în seara asta mi-a dat, cum să spun eu, așa, un impuls. Că încă mai e cineva în mișcarea populară, în afară de domnul David Țoiu, mine și mulți alții care încă mai cred. Mulți alții cu ghilimele de rigoare, iarăși că... Cam răzleți nu, sunteți, eu nu câte unul pe... Eu nu-i văd pe ei... pe cei din mișcarea populară atât de uniți pe cât ar putea să devină foarte uniți și atunci am realizat cu totul altceva. Doar că în momentul de față suntem precum niște porumbei voiajori în care a dat uliu și suntem speriați și nu știm în ce acoperișuri să ne băgăm. Și singurul acoperiș cel mai înalt este PSD. Domnul primar, este punctul dumneavoastră de vedere, este opinia nu dumneavoastră, este realitatea, nu este părerea dumneavoastră. Nu, că până la realitate mai e mult și sper să parcurgeți toate etapele și toți pașii, pentru că observ că lansați și niște provocări aici de candidatură în direct și eu vă spun că n-aveți toate informațiile corecte, pentru că dacă ați deține toate informațiile, n-ați mai lansa astfel de provocări și... Cu toată prietenia și cu tot respectul pe care vi-l port când o să ne întâlnim la următoarea ședință, o să vă și spun. Ce lansări am făcut eu de candidat și nu știu. Că dacă luăm presa și o citim, cam ăștia doi care am vehiculat sunt candidați. Nu, eu mă refer la provocarea pe care ați lansat-o dumneavoastră. Care provocare? Vis-a-vis de ce anume? Referitor la domnul David Țoiu. N-aveți toate informațiile, pentru că dacă ați deține toate anume, informațiile... Ce anume, la ce provocare, că niciunul, la ce vă referiți? Cu la domnul? Provocarea de candidatură a președintelui partidului. Când s-a exprimat domnul primar mai devreme. Să candideze domnul Sigur David Țoiu? Sigur că da. Păi eu n-aș... dumneavoastră a spus să candideze domnul David Țoiu la primăria Târgu Jiu? Da, am spus asta și eu mă așteptam. Inițial, la începutul discuțiilor vis-a-vis de alegeri care se vehicula vor avea loc în luna martie, mă așteptam ca domnul David Țoiu, scăpând de problema pe care dumneavoastră o are... A scăpat, asta vreau să spun. Eu, din câte știu, în iunie expiră problema aceea cu integritatea. Da. Deci nu poate candida. Nu poate, de asta îi spuneam domnului primar că nu are toate detaliile. Era logic și firesc. Nu, domn primar, adică, eu de asta, domn primar, numai puțin de asta v-am atras atenția că nu cunoașteți toate detaliile. Văd că știți despre situație. Din moment ce problema nu este rezolvată, clar, omul nu poate să candideze și dumneavoastră nu-i faceți un bine provocându-l la o astfel de chestie. Și sper ca dumneavoastră să rămâneți un om echilibrat și un om integru acolo la dumneavoastră în comună, cât și în partid, Și să nu treceți de o parte a unor grupuri care știm foarte bine că există la noi în partid, da? Eu sper să rămâneți așa cum trebuie echilibrat. Dacă n-a făcut-o până acum, nu cred că o va face. De-aia îmi place mie să mă joc psihologic cu mintea omului. Vezi, tocmai tu ai scos porumbelul acum pe gură și mi-ai dat crezare cuvintelor pe care le-am spus. Domn primar, sunt lucruri pe care... Sunt foarte mulți oameni în mișcarea populară care sunt deziși de partid de foarte mult timp și care nu...
ei se fac că muncesc pentru partid, dar de fapt nu muncesc. Domn primar, ascultați-mă puțin, sunt lucruri pe care le cunoaștem amândoi, da? Dar nu cred că e bine să le discutăm la televizor. Aceste lucruri se pot discuta într-un cadru mai restrâns cu oamenii care trebuie și se pot rezolva. Eu sunt de acord să fie discutat aici, pentru că asta e o televiziune liberă și independentă. Este într-adevăr, asta ni se permite de fiecare dată să spunem numai adevărul, oricât ar fi el de contondent și de brutal, de fiecare dată să spunem numai aici. În fine, hai să încerc să fiu și eu un om politic ca și tine, dar mie mi se mai greu să fiu așa politic, știți, că omul politic... Domn primar, păi trebuie să fiți și politic și trebuie să faceți și politică, pentru că făcând politică ați câștigat mandatul acolo. Dacă, fără nicio lipsă de modestie, fac, cred că mai bine politică decât 90% din partidul ăla de acolo. Foarte bine. Și cred că realitatea stă în picioare și îmi întărește funcția pe care o dețin, îmi întărește lucrurile pe care le spun, pentru că din 70 de comune să ai un singur candidat și acela să fiu eu, nu că mă mândresc, nu e mândria a niciunui partid. Până la urma urmei e ceva de rău când din 60-70 de candidați ai decât unul, e greu. Domn primar, într-adevăr, ați avut o șansă? Foarte mulți veneam precum un copil de amărât, sărman, năgăjit, care stăm și mă uitam așa la fiecare, câtă nostalgie și câtă politică dădeau din ei. Și au ieșit cu niște scoruri de alea de, cred că am ieșit, mulți candidați de la noi din partid au avut, care se dădeau mari politicieni, au avut totalul de voturi cât am avut eu pe secție. Domn primar, au fost primele alegeri locale la care a participat această formațiune. Păi nu și Robert la fel. Domn primar, foarte bine, a avut șansa să iese. Prin ceea ce a făcut acolo, prin ceea ce reprezintă acolo, foarte bine. Politica, dar exact cum spune și domn primar că face o politică bună, eu vă spun, haideți să facem această politică și această experiență pe care o aveți dumneavoastră, să o facem în folosul și în interesul partidului. Pentru că așa politica, este corect. Din moment ce faceți parte din această formațiune și o reprezentați acolo pe plan local, eu zic să faceți lucrurile așa cum trebuie. Politica pentru mine se rezumă la oameni. Iar eu nu-i văd pe acești oameni în ansamblul partidului. Eu v-am spus, este mult prea devreme să trageți anumite concluzii. Părerea mea este că vă pripiți în a vedea lucrurile într-un anumit fel și nu puteți să judecați sau să desconsiderați anumiți oameni din această formațiune politică. Pentru că eu vă spun că acest partid, totuși, în anumite structuri locale, are oameni foarte buni. Poate nu-i cunoașteți dumneavoastră sau poate nu i-ați văzut, dar în momentul în care nominalizați că sunteți numai dumneavoastră și cu alți 2-3 pe acolo, deja îi desconsiderați pe unii oameni și care alți 2-3? Aceste lucruri nu fac bine partidului. Ascultați-mă ce vă spun, că eu cunosc foarte bine în organizațiile... Păi asta ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă, dragul meu, să... În organizațiile locale sunt oameni foarte buni. Acum că ei n-au ieșit primari, pentru că bătăliile, știți foarte bine că au fost destul de crânci. Ai speech-urile făcute. Eu văzut că tu ești foarte bun politic așa când ești în fața televizorului. Dacă vrei să luăm tranșant de la un cap la altul, s-ar putea să nu-ți mai doresc să stai cu mine în direct. Nu, domn primar, eu nu-mi doresc să vă provoc. Eu îmi doresc să vă spun... Eu spun realitatea, fratele meu. Știți foarte bine, este un partid... Este un partid... Dar de ce tot timpul noi și în fața oamenilor încercăm să aducem gardul vopsit și în spatele opardul? Hai să spunem realitatea, dacă chiar suntem corecți și vrem să ca oamenii din fața televizorului să aibă încredere în noi. Domn primar, haideți să fim tranșanți. Într-adevăr. Nu tot timpul. Hai să fim noi altfel, am spus-o și la Leo în emisiune de atâtea ori. Hai să fim noi altfel, să demonstrăm că noi putem să fim altfel. Păi domn primar, realitatea asta este, suntem un partid nou, a fost prima oară când a participat la un scrutin de alegeri locale, da? Știm foarte bine, bătălii pentru alegeri locale n-a mai fost. Până la urma urmei, diferența între parlamentare și locale nu e mare. Nu e mare, dar totuși raportat la alegerile locale și acum foarte bine că ați avut succesul și șansa să ieșiți acolo. Dar să știți că și în alte localități au dat lupte și bătălii foarte crâncene.
Nu puteți acum să spuneți că ceilalți care au candidat, care au reprezentat partidul au fost niște nulități, pentru că nu acceptă așa ceva. Nu, stați puțin, problema a fost distorsionată, înțeles. Robert a spus-o, stați puțin, că trebuie să intervin eu, Robert, te rog frumos. Deci tu ai spus-o la modul constructiv, la modul pozitiv, stai puțin. Alin Mișcodan a înțeles undeva la modul peiorativ, un plic distorsionat. Deci până la urmă, reflexia care a venit dinspre partea lui Robert Păiuș a fost un îndemn la coeziune, un îndemn la pozitivism. Asta a spus și eu, noi, hai să ne unim, să rămânem uniți și să facem politica partidului, dar acum nu accept nici să, ca domn primar, să spună, stai domnule, că acolo sunt numai eu și alți 2-3 oameni. Nu, sunt foarte mulți buni oameni reprezentativi în structurile din anumite localități. Acum că n-au avut șansa să iese, asta este, dar bătălia s-a dat foarte puternic și la, și la ei în localități. Domn primar, concluzia este următoarea. Eu îmi doresc să rămânem uniți, să punem umărul la acest partid, să-l ridicăm și să facem din el ceea ce trebuie, așa cum trebuie. Și întrebarea mea e cu cine? Domn primar, haideți să găsim împreună oameni, mai găsiți dumneavoastră persoane tot așa ca dumneavoastră, bătăioase și de încredere, și haideți să facem treabă. Discutăm de alegerile unui municipiu totuși. Da, dar este normal, este normal ca și formație. O influență politică și din punct de vedere electoral, dar și din punct de vedere cultural. Adică nouă ne trebuie în partid oameni cu carte, gen profesori de universitate, doctori, ceea ce noi nu avem lucrurile astea. Domn primar, oamenii ăștia, este foarte greu să aduci oameni de această natură în partid, într-un partid mic, când n-ai ce să le oferi. Aduci un profesor, vrea șef de catedră sau vrea director. Aduci un medic, vrea director de spital. Ori partidul nu e în postura să poată să ofere astfel de lucruri în momentul de față. Haideți să muncim, să creștem partidul, iar în momentul în care partidul va putea să ofere și va fi în postura în care poate să ofere... Vezi, Florina, că tu aici gândești exact ca și PSD-ul. Și ca restul partidului. Ca și de ce PSD-ul, să le oferim noi puterea asta? Da, văd că pentru că am ajuns într-o țară în care suntem conduși la 80% de proști și 20% de inteligenți. Dar de ce să oferim dacă vine la mine partid? Părerea mea este că pretențiile dumneavoastră în momentul de față sunt mult mai mari decât ceea ce poate să ofere sau să reprezinte partidul. Haideți să o luăm treptat și în etape să vedeți că lucrurile nu stau chiar așa. O să trag, Alin, o să ne întâlnim mult timp de acum acolo și o să treacă mulți ani de acum acolo și o să devii mai realist ca mine. Înțelegi? Domn primar, chiar îmi doresc să stăm de vorbă și, și într-un alt mediu, mai prietenos, mai... Oamenii, noi trebuia deja de acum, un singur lucru spun, noi de acum o lună de zile trebuia deja să creăm și să concludăm un brand, un nume, un om, o imagine. Pe când noi ne fofârlim, De 4 luni, de 5 luni de zile, PSD-ul l-au aruncat pe Aurel Popescu în față, PNL-ul l-a aruncat pe Romanescu în față și noi ce domn facem? Domn primar, am fost amândoi la ședință. Noi nu suntem hotărâți. Domn primar, nu, ascultați-mă. În primul rând că asta face parte din strategie politică, făcut, să-ți lansezi, lansezi 2-3 candidați, așa pentru că ăsta este jocul așa politic. Și la locale. Numai puțin, domn primar, numai puțin, că eu v-am ascultat. Lăsați-mă un minut. Hai, deci, vă ascult. Deci, în primul rând, lansarea și vehicularea a 2-3 nume de candidați face parte din jocul politic. Asta este, lansez 2-3 candidați, ăsta este jocul politic, rămâne numai unul. Da? Bun. Al doilea lucru. Am fost împreună la ședința Consiliului Executiv Județean, s-a spus foarte clar. Oricare dintre dumneavoastră poate să vină și să facă propuneri. Domn primar, nu v-am auzit făcând o propunere sau vehiculând un nume. Nu puteți acum să ieșiți pe post public și să spuneți ceea ce trebuia să facem când dumneavoastră nu v-ați exprimat părerea acolo. Haideți întâi să ne exprimăm părerile în cadrul restrâns în ședințele de partid și după aceea putem să ieșim public pe post și să spunem ceea ce trebuie. Da, și eu v-am spus pe post că eu îl prefer pe David de la Artego. Mai mult și de peste, și mai mult peste și de peste. Foarte bine, domn primar, aveți atât o funcție reprezentativă, cea de primar, cât și la nivel de conducere de partid. De ce nu încercați și dumneavoastră este să luați legătura cu dumneavoastră și să purtați și dumneavoastră o discuție? Eu în calitate de moderator acum o să joc rolul avocatului diavolului. Dumneavoastră a spus că îl preferați domnul Păiuș pe David. Eu îl prefer pe Caragea. Acum să ne spunem fiecare obiectivul de ce-l prefer eu. Nu, de ce n-ar trebui să-l prefer eu pe Caragea? Aș spune în fața poporului, aș spune așa. David de la Artego a fost singurul om care din 89 până în momentul de față a ținut pe o linie
de plutire o fabrică extraordinar de importantă. Perfect de acord. Că a avut sau n-a avut beneficii, omul a ținut la oameni. Și a ținut așa cum a putut. Să poate să a fost nopți în care el s-a chinuit. Se țină, să le ofere o masă, o pâine, etc. Pe lângă candidatul dumneavoastră s-ar putea să nu vă placă ce să vă spun. Spuneți-mi măcar o idee. Gazolina era ieftină pe atunci. Înțelegeți? Da. Vă rog o concluzie, că am ajuns aproape la finalul emisiunii. Adică haideți să punem un candidat cu adevărat să fie cu inima pentru PMP, decât să punem unul ca Ovidiu, ca Salvadores, care e PSD-ist până în vârfetele degetelor. Mă îndoiesc că ar fi așa, nu știu. Nu te mai îndoi că nu cu mine a făcut combinațiile. Mulțumesc pentru participare. Te rog. Noi eu i-am oferit balastierele, dar în fine, haideți. Mulțumesc pentru participarea din această seară, primarul eu vă urez o seară plăcută, o emisiune cât mai frumoasă, cât mai arcervă și cât mai încinsă. Șalin, singurul candidat el este, credem-o ce spun, care chiar ar merita să intre în familia noastră a PMP-ului și aș vrea cu adevărat ca și domnul Davidson să fie foarte atent. Mulțumesc, colegi. Mulțumesc care să punem... Aceste cuvinte le transmit personal la nivel național, domnului președinte. Încearcă să fii oamenii aproape, că dușmanii vin singuri. Mulțumesc pentru participarea din această seară. Ați fost alături de noi prin telefon primarul Robert Păiuș. O concluzie pe scurt, Alin Mișcodan, 30 de secunde maxim. Concluzia este foarte simplă. Partidul Mișcarea Populară va avea candidat. Atât. Tranșant, scurt și la obiect. Mulțumesc pentru participarea din această seară, Alin Mișcodan. Mulțumesc și noastră, stimați spectatori, că sunteți care fiecare dată alături de Tele 3, singura televiziune liberă și independentă. Iată cum ați văzut și în această seară, în care se poate discuta orice despre oricine și despre și în orice condiții. Fiți în continuare alături de noi, că aveți ce vedea. Vă spun o seară plăcută. Luni la orele 19 noi ne revedem din nou, dar până atunci vă doresc să rămâneți alături de Tele 3. La revedere, seara plăcută.